imediat după ce am declarat că părăsesc partidul din care am făcut parte până la 3 mai, imediat după ce am declarat că mă înscriu în cursa pentru primărie, am beneficiat de o atenție sporită din partea unor mijloace de informare. Am urmărit și eu, și probabil și dumneavoastră, și cetățenii Republicii Moldova, grija care mi-o poartă trustul mediatic, jurnal Trust Media, și anume publicația Jurnal de Chișinău. Vreau să declar că nu am fost contactat niciodată de jurnaliștii Trustului ca să mi se ia cel puțin o reacție vis-a-vis de toate dezbaterile și de toate lucrurile care au fost găzduite și pe paginile ziarului Jurnal de Chișinău, dar și pe site-ul oficial al Trustului. Am așteptat pentru că am apreciat constant contribuția Jurnalului de Chișinău la promovarea libertății și democrației. Am apreciat ținuta și calitățile morale, dacă vreți, ale jurnaliștilor de acolo și le apreciez în continuare. Astea fiind spuse, am decis să fac o invitație publică pentru acordarea unui interviu în exclusivitate. Și această invitație am decis să o fac pe numele domnului Val Bucnaru, președinte al Jurnal Trust Media. Cu permisiunea noastră, am să dau citire acestei invitații. Domnule președinte, în cadrul acestei campanii electorale, încă din momentul când am făcut publică intenția de a candida pentru primăria capitalei, am beneficiat de o atenție specială din partea editorialiștilor de la Jurnal de Chișinău, domnii Petru Bogatu și Nicolae Negru. Îngrijorările exprimate de aceștia referitoare la activitatea mea politică, precum și presupunerile, cel puțin calumnioase, cu privire la cauzele ascunse, între ghilimele, pe care le-aș servi, m-au nedumerit profund. În același timp, am remarcat că ați găzduit pe site-ul jurnal.md multiple opinii și analize care variază de la îndoiere în privința integrității mele morale până la acuzații grosolane în adresa umilii mele persoane. Ori beneficiind de atâta atenție, am așteptat ca cineva de la publicația Jurnal de Chișinău să mă contacteze pentru a-mi oferi cel puțin șansa unei replici în conformitate cu elementarele norme deontologice. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. În acest context, doresc să răspund în spiritul acelorași valori pentru care am luptat până nu demult umăr la umăr. Libertatea și independența presei și dreptul cetățeanului de a fi informat. Vă asigur și pe această cale de disponibilitatea deplină de a răspunde oricăror acuzații, nedumeriri sau suspiciuni pe care ați considerat necesar să le plasați în paginile publicației Jurnal de Chișinău sau pe site-ul oficial al Trustului. Totodată vreau să-mi exprim regretul pentru situația actuală. Am apreciat constant contribuția ziarului de Chișinău la promovarea libertății și democrației, iar liderii Trustului cunosc foarte bine acest lucru. Eu înțeleg și presiunile politice și pasiunile electorale. Dar dincolo de jocurile politice, trebuie să ne regăsim valorile pentru care am pornit la drum. Cu sincere așteptări la o comunicare mai bună, Mihai Gore.